Salut și bine v-am găsit la un nou episod din Fall Guys, sunteți împreună cu Psica. Bună! Și cu Remus. Salut! Și astăzi avem un episod foarte, foarte șmecher pentru voi, așa că nu uitați să apăsați butonașul de like. Data trecută s-a strâns o tonă de like-uri și de data asta vreau să vedem cât de multe like-uri putem să strângem până când începe meciul. Da? Sunteți pregătiți cu like-ul? Hai să vedem! Da, capitane! Deci start like! Start like și, cum zic aia la TV, start vote! Și o să-i dăm chiar în acest moment pe ready și voi apăsați pe butonașul de like până când începe meciul și poate reușim să facem un win cu ajutorul vostru. A? Ce ziceți? Reușim? Da, capitale, cum să nu? Băi, măcar unul dintre noi să câștige meciul și eu sunt mulțumit. Uite, 55, hai, rapid, a trecut like-ul acolo. 56. Haide, mai aveți timp, 56, mai aveți timp. Da. Haide. Hai. Ha, mă, frate, nu se umple. Haideți cu 30.000 de like-uri! 30.000 de like-uri! Mamă, pisică, dar tu te duci tare cu like-urile, a? Mă duc tare, joc tare! Și eu zic tare. Tot 30.000, că mi se pare sumă chiar mare! Băi, eu zic așa, că am văzut că Remus nu prea vine, nu prea vrea să vină în episoade și cred că din cauza că nu se strâng suficiente like-uri, cât și-ar dori el. Bă, acum, na, ce să zic? Eu vreau să vă anunț foarte rapid că cei de la Logitech au pornit Fearless 2 și anume, dacă vreți să câștigați o grămadă de chestii, stați un pic și uitați-vă la acest mini anunț, să zic așa. Premiile în fiecare săptămână vor fi, de exemplu, săptămâna asta veți putea să primiți un G305, săptămâna viitoare veți putea să primiți un G733 și tot așa, vedeți în fiecare săptămână, 4 săptămâni aveți șansa să câștigați premii destul de interesante și tot ce trebuie să faceți este să vă uitați la niște videoclipuri. Unul dintre aceste videoclipuri este acesta, iar în acest videoclip, de exemplu, veți putea să găsiți un cod, da? Va fi format din mai multe litere și voi va trebui să mergeți pe videoclipul ăsta, să vă uitați foarte atent, să formați codul, să intrați rapid aici, înscrieți în concurs, vă băgați nume, băgați codul aici, adresa de e-mail și vă înscrieți în concurs și aveți posibilitatea să câștigați 10 mouse de gaming G305. Plus că, în afară de chestia asta, mai aveți și un cod de reducere. Dacă vreți să intrați, de exemplu, să vă cumpărați unul dintre aceste periferice, aveți codul de reducere Fearless10. Aveți un link în descriere către site-ul celor de la Altex, acolo veți putea să beneficiați de acest cod, codul Fearless10 și vă recomand să profitați de chestia asta pentru că aveți reducere de 10% discount. În fiecare luni, timp de 4 săptămâni, voi posta un nou videoclip cu un nou cod. Bineînțeles, trebuie să găsiți literele, să formați codul și pe aia intrați pe site, vă înscrieți în concurs, băgați codul aici, este foarte, foarte simplu și aveți o șansă să câștigați. Aveți link în descriere dacă vreți să intrați să vă înscrieți și voi la concurs pentru site-ul pe care l-ați văzut în episodul de astăzi și hai să-i dăm drumul, mult noroc, la găsitul acelui cod în episodul de azi. Hai să vedem! Asta cu ușile. Da, asta cu ușile. E o strategie. Știu că e o strategie. Te uiți după cea mai mică ușă sau ceva de genul, înălțimea ușilor sau ceva de genul ăsta. Cel puțin la final, la ultimele 3. Da, pe toate, la fel. La ultimele 3, cred că aia din stânga, cum vine, cum te uiți invers. Deci, practic, aia din stânga, cum mergem noi drept acum, aia ar trebui să fie. Oh, nu. No. Eu suntem unii lângă alții, ia uitați-vă. Nu, sunt doi full pisică. Sunt doi full pisică? Da, doi full pisică, nu. Vai de capul meu cum am dus. Sunt foarte scumpe skinurile alea cu pisică. 10 da. Coroane trebuie să dai ca să câștigi. Păi da, de unde? Că eu nu am făcut niciun win până acum. Bine că m-ați împins toți. Eu am făcut, win, dar na, nu pot să am atâta de mult, îți dai seama. Ia uite, bă. Hai, ridică-te și dă-i. Mamă, ce m-am împins. Trebuie să faci plonjare, că dacă faci plonjare printre ei, e mult mai ușor. Ia să vedem dacă e aia stângă. Uite, bă, că am avut dreptate. Bravo. Bă, așa deci strategie să găsești ușa de fiecare dată. Te uiți după cea mai mică ușă. Vai, o să pierd aici. O să pierzi? Da, n-am șansă. Hai că eu ajung. M-au trântit în ultimul hal. Gata. 41 eliminată. Da, deci Remus a ajuns că l-am văzut. Păi m-au călcat în picioare, n-am avut ce să fac. N-ai ce să faci, după noroc, ce asta să zic, e. Da. Da, mă, uite mă pe aia. Dar nu, doar unul este full pisică, ăla de jos nu e. Am înțeles, ok. Vezi că unul de ăla e full pisică cu skinul ăla și ăla tare altceva. Orice pisică a făcut 5 win-uri. Okay. Trebuie să ai 10 win-uri ca să ai tot skinul, deci e exagerat de mult. Full pisică, sper să bace, să mai bace, că la început când au băgat prima dată jocul, au băgat niște DLC pack-uri de puteai să-ți cumperi skin-uri și sper să mai bace skin-uri de alea unice și să poți să dai bani, știi, să ți le iei. Da. Da, na, nu știu, asta aia depinde. Aia vreau și eu, ce? Oh, nu, e aia cu ouăle! Asta de nu-mi place deloc! Vai, nu se poate!
Hai să vedem, totuși poate avem noroc. Egg scramble. Da, deci e cu... Da, deci trebuie să iei ouăle, să le pui în coșuleț. Noi în ce echipă suntem? Ce echipă sunteți? Nici noi nu știm. Suntem un... Ha, mă, în ce echipă suntem? Galbeni. Lol, e unul cu skin maimuță și arată atât de drăguț. Trebuie să iei ouăle galbene, alea gold, alea sunt cele mai valoroase. Trebuie să luăm orice. Da, știu, dar alea de gold în special, alea de gold în special, că alea îți dau mult mai multe ouă. Așa, hai capitane, hai capitane. Mă duc să iau. Skin de Spider-Man, ia oul, frouul. Bă, lăsă-mă, Bonci! M-am înghesuit ăștia. M-am înghesuit, pisica, uite-te. Hai, fugi, fugi, fugi. No! Luați ouă repede. Vreau să iau ouă de gold. Ce s-a certat capitanul cu ăștia? Le-am furat ouă de gold! Bine! Bine! Ai văzut ce? Nu! Nu! Da. Nu lăsa să fugă cu ouul nostru de gold! Nu! Nu! Nu, ouul de gold, ține-ți-l! M-am chinuit atât de mult să fac rost de el! Nu, lasă ușor acolo! Lasă ouă acolo, bă, nene! Trebuie să le furăm ouăle! Trebuie, dar trebuie să ai grijă să nu iasă ăsta! Nu! Fuge cu ouul nostru! Dă bă ouă încoace! Hai, nu, nu, așa, bravo, bravo. Bravo, bravo. Da. Oricum albastru, uite de la albastru. Ce ouă, frate. Da, lasă că e în regulă că eu țin ouă de gold, e al meu. E al meu de când eram mic. 20-21 de ouă galbene. E ouă meu de când. Bă, veniți ăștia albaștri pe noi. Ai, capitane, eu nu stau nimic, eu nu fac nimic decât să țin ouă ăsta aici. Ce, bravo, 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 e ouă tău ăla. Lasă-mă în pace că e ouul meu, eu am venit cu el de acasă. Bă, ne fură albaștri ouăle. Bă, lasă-mă. Mă duc la roșii. Ba. Ouul meu, ouul meu, nu. Oricum au 5-6. Nu, unde s-a dus ouul? 10, după aia scad. Băi, ouul. Uite-l. A, domnește. Domnește. Hai, mă, încă câteva secunde că-mi pierd ouul de gold. Bă, ne fură ăștia, mă, ouăle. Ba. Uite ce-a făcut. Vai, nu cred. Ne-a aruncat ouul de gold afară. Vai, nu cred. Dă-mă, încoace că e al meu. Bagă-l înăuntru, bagă-l! Așa, bravo. Așa. Păi uite că tot pisicuța ăla caută scandal. Da, mă, ăla caută scandal, am văzut și eu. Uite ce vrea să scoată ou! Am văzut, bagă-mă ou înapoi. Bravo! Gata, yes. Gata! Bă, ce-și dorea la mă să ne scoată ou de gold? Am văzut. Deci, și-a reușit odată, dar m-am dus după el să iau ou înapoi, adică... N-a pierdut, firară, la făcea parte din echipa roșie. Ia uite, bă, să fure el ouul nostru, dar cine ești, mă, tu să ne furi tu ou de gold? Adică eu m-am chinuit, m-am dus și l-am furat și tu să mi-l furi iarăși? Bă, uite, bă. Dar tu ai văzut ce strategie frumoasă am avut? M-am dus fix pe ouul ăla, l-am luat de acolo. Bă, și iarăși să fug cu el, deci nu vine să cred, nici nu l-am aruncat măcar. Deci, efectiv, am fugit cu el. Nu, ăsta o să fie nasol. Mă uit și eu și țin minte. Asta o să fie destul de nasol. Sper să ghicești fructa. Sper să ghicesc fructa. Bine, nu suntem atât de mulți, să zici, dar da. Trebuie să ținem minte. Deci fiți atenți, aici e portocala, aici este portocala și pepene, pepene. Deci portocala e acolo, pepene e acolo, da? Ok. Portocala și pepene, da? Pepene aici, portocala e jos. Ok, ce ne dă? Ne dă... Hamă zi. Portocală. Acolo. Aici. Așa. Bun. Nu mă ține! Ei! Asta nu te împingă! Hei! Bun, cireașă. Vă zic ce l-am împins băiatul ăla? Banană. Deci banană aici. Ok. Ăsta, cum îi zice, mă? Pepene. Și cireașă. Banană. Pepene și cireașă. Și portocală sau ce? Mango în față. De albastru. Mango în față, în față, în față! Capitanul! Aici? Unde-i băiatul ăla? Nu mă ține! Ia uite-l ea! Cireașă, mango, banană în față. Cireașă, deci cireașă și pe cireașă. Și strugurii e acolo. Da, strugurii acolo. Banană e acolo, mango e tot în față, deci, eu sunt pe cireașă. Tu ești pe cireașă, în față este... Cireașă. Eu sunt pe cireașă, nu? Cireașă, da. Mamă, toată lumea aici. Mam. Bă, nu mă mai ține, bă, nebunule, ia uite-l ea. Vai, deci îți stă inima, efectiv, îți stă inima. Bravo. Că la runda asta, eu am mai văzut că s-a întâmplat, s-au dus toți pe un pătrățel și era greșit și au picat toți. Da, știu, băi, spăcălit de-astea. Deci, se întâmplă chestia asta destul de des.
Nu știu câte runde mai avem până la runda final, chiar nu știu. Nu știu. Hai să vedem. Cred că mai e una și după finala. Bă, nu uitați să apăsați și voi acolo butonașul de like dacă vă place Fall Guys și dacă mai vreți și alte episoade și poate vine și Remus, poate o să vină și Mihai, o să vedem, poate o să facem așa o chestie mai șmecheră, dar trebuie să vedem ce timp au și ei și dacă le plac like-urile, bineînțeles că să uite și ei la like-uri, zic, bă, s-au strâns like-urile, nu s-au strâns, nu s-au strâns, păi, ce facem aici? Nu mai vin, gata, m-am supărat. Hai. Gata. Ia de ăștia au skeletel, doar că ăștia au altfel da, skin. Da, ăștia au ceva metalic, ce drăguț. Bă, să împingă careva pe pisică. Gata. Ăla pisică e rău. Ăla e rău, ăla e periculos. Am văzut, am văzut. Ok. Mamă, ce săritură a făcut nebunul ăsta. O, nu. A făcut o săritură. Cu răbdarea treci marea. Ai grijă. Ho! Eu știu ce zici tu, dar... Acum. Nu! Uite, vezi? Trebuie să te și grăbești, că n-ai... Bă, Max! Ce să fac, mă? Bă, uite, nu mai facem nimic. Așa. Ce să mai zic, mă? Uite-te și tu la el. Uite-te și tu la el. Dacă nu m-ar împinge băieții ăștia... Eu știu ce zici tu, dar nu s-ar mai numi Fall Guys dacă nu te-ar mai împinge băieții ăștia. Corect, da, până la urmă trebuie să ai și un de ăsta... Cum să zic eu? De ăștia răi. Ceva negativ. Ăla s-a urcat de pe ciocan mai sus, îți vine să crezi așa ceva? N-am mai văzut asta până acum. De ce n-am mai văzut pe... Ia uite, ia ce soară ăștia! Băi! Ulo, m-a luat cu emoții! Nu m-am... Bă, nu te vede capitan, că revin în meci acum și te zbor de nu te vezi. Așa. Nu va puteți juca frumos sau ce? Și vine boxiorul lângă mine. V-am văzut că vine boxiorul de gol. Nu! Unde e sir? M-am ferit de boxiorul ăla că tot venea să mă împingă. Și l-am luat bila aia. Și am luat bila aia din plin. Mă, frate, ăștia nu se pot juca frumos, mă, frate. Ia uite-l pe piticuță. Unde este Remus? Dați-vă la mine. Asta e Remus. Hai Remus, câștigă pentru noi. Câștigă Remus! Gata! Vezi că vor să te țină. Ai câștigat Remus. Gata, mă, deci Remus ne câștigă meciul, fii atent. Fii atent, nu face Remus win. Deci eu cred că Remus o să facă win. Eu așa cred. Uite ce fac ăștia. Uite ce fac ăștia, zi tu de ei. Deci zi tu de ei. Bun, deci noi trebuie să-l căutăm pe domnul Cactus. Pentru că ăsta este skin-ul lui Remus. Acum este runda finală. Runda finală, Remus, deci fii foarte concentrat. Nicio presiune pe capul tău. Ce vorbești? Nici o presiune, sunt sigur că vei câștiga. Hai să vedem. Da, dacă nu câștigă pisică ăla, o să câștige. Băi, eu sper să nu câștige pisică ăla, orice ar fi, să nu câștige ăla. Pisica deja știe cine. Pentru că ce a făcut 10 win-uri omul ăla. Oh, aici trebuie să ai grijă că se vor mișca platformele și vor pica. Da, deci vor în afară de faptul că se învârt chestiile alea în continuu și la un moment dat se vor întâlni și nu vei mai avea pe unde să treci, deci trebuie să ai grijă cu poziționarea. Vor pica și platformele de sub tine. Da. Și știu când. Da, se clatină, încep să se clatine. Uite cum ține. Ai văzut cum l-a ținut pe Remus? Ai văzut ce căutate? E rău, mă, ăla, e rău. Da, văd. Și boxierul la fel de rău, cred că e prieten cu ăla. Posibil să fie prieten. Ai grijă să nu te prindă când se întâlnesc astea două de se învârt. Trebuie să stai. Că la un moment dat se poate să se întâlnească amândouă, înțelegi? Și nu mai e bun să treci. Uite, vezi că a picat deja o platformă acolo. Vezi că pică asta de lângă tine. Nici o presiune, dar toți țipați la mine. Păi nu, dar țipa, mă, ce vorbim noi. Vreau să te ajut. Da. Vezi asta, fugi. Așa, bravo. Nu l-am mai avut ce să fac. Am văzut. Băi, acum eu chiar sunt curios cine câștigă, deci pe bune de nu. Ia deci să mă uit pe pisică. Eu sper să nu câștige asta pisică, eu atâta sper. Deci oricine dă în afară de ăsta. Îmi place la nebunie skin-ul și nu am coroane. Ce ID are ăla? 1001 și nici boxiorul, că și ăla m-a împins. Ia să pică pisică! A picat, bravo. Și boxiorul cât e? A, dar vezi că mai sunt foarte puțini care au mai rămas. E ciudat că îi văd pe ei că sunt loviți. A, bine! Bine! Bravo, GG! Băi, eu mă bucur pentru el că a câștigat, pentru că n-a câștigat tot la care m-am împins, ok? Deci... Da. Asta mă bucur mai mult. Dar hai să mai facem încă un meci. Hai să vedem, o să-mi iau un alt skin, bineînțeles. Bă, totuși am jucat destul de bine. Meciul ăsta am jucat bine, adică am luat și ou de aur.
Nu e rău, nu e rău deloc. Bun, stai așa să vedem. Mergem la outfits și vreau și eu să-mi iau... Ce să-mi iau eu? Uite, mi-l iau pe ăsta galben, că nu l-am niciodată. Și vreau să îmi iau... o culoare, uite, ăsta. Gata. Și să pun un skin, ceva cu care nu prea am jucat, dar ce, că am jucat mai cu toate, să zic așa. Uite, cu piratul nu prea am jucat eu. Deci cu piratul, se potrivește. Și cu piratul, dar nu știu că... A, uite, ăsta este. Așa, și poate îmi dau o altă culoare, că nu prea îmi place cum arată. Poate îmi pun culoarea asta, cu albastru. E bine, e bine. Așa, ready. Ia uite, domnule, avem iarăși ceva cu porți, dar de data asta coboară și se ridică. Hai să vedem. Da. Da, nu știu ce să zic de runda asta. Nu e una dintre preferatele mele. Nici a mea nu. Dar, na. Ultimul. Eu sunt pe prima linie, deci e ok. Haide. Haide, mă, mișcă! Așa, bravo. Bravo, săritură. Că vă împing acum pe toți. M-am dat cu capul ăsta. Aoleu, aoleu. Ce-a sărit tipul ăla, doamne, ferești! Ia pasă pe click stânga! Ce click stânga? Că am controller! Pe ăla stânga la controller. Da. S-a calificat unul? Alo? Da! Păi da, de acum încep să califice. Bun. Oooo, săritura! Yes! Nu! Yes! Hai să vedem. Sărăi, a apăsat? Yes, am apăsat, nu știu, a centrat camera sau ceva, nu știu ce a făcut. Nu, sir, arată ID-ul la oameni. A, dar știu mă asta, știu, dar nu te ajută cu nimic ID-urile, că nu, și așa nu știu ce ID-uri aveți, adică... Nu știu exact, v-ați calificat sau nu? Da, eu da. Tu, Remus? Și Remus. Da. A, și tu. Mă gândeam că m-ați văzut. Nu, că am văzut că ai dat, că ziceai că ai dat fail sau ceva și credeam că nu reușești să te califici până se califică toată lumea. Dar, na, e ok. Hai să sper să nu ne-am mai dat de alea cu timuri. Dacă ne dă de alea cu timuri, ne distruge. Da, nu vreau. Deci, orice, dar în afară de timp. Ce? Parcă vezi că asta o să ne dea. Zi că nu ne dă, te rog, deci... Și eu sper să nu, dar... Nu cred. Dă-ne ceva fără Teams, please, nu fotbal. Deci nu fotbal, orice în afară de fotbal. Ia. Cine a dat? Oh, yes. Ah, wow. Nu! Băi, e ok. Nu e cea mai wow? Poți să dai okay-ish. E okay-ish. Da. Poți să dai fail rapid, dar măcar n-ai Teams. Da. Da. Totuși, pe al patrulea rând, ce vorbești? Pe al patrulea. Bine, totul ține de noroc la rundă asta. Hacker! Capitanie, bă, la pisică e hacker! A, e hacker? Cum adică e? Zboară! Tocmai a zburat, deci așa și-a luat el pisică. Uite-l. Crezi? Îl vezi? Nu-l văd. Da. Uite-l. Aaa, e de hacker, bă! Da, e hacker. Ce zboară, omul! Aaa, mă, frate, ți-ai băgat. N-avem șanse să câștigăm. Și-a activat hack-ul, bă, nu cred. Da, de ce, bă, nene, bă, iar uite ce face! Se aruncă pe platforme să nu ne putem duce, să le răstoarne. Nu știu. Ai văzut ce zboară? Am văzut. N-am ce să mai zic, capitane. Eu nu înțeleg pe oameni ăștia de ce folosesc hack. Mai e un joc distractiv, nu e un joc competitiv. De ce să-ți bagi hack-ul? Nu înțeleg, exact. Nu te înțeleg, prietene. Crezi că eu îl înțeleg pe el? Dar... Asta e ce să facem. Bă, acum, că vor să câștige la un joc competitiv, cum ar fi CS-ul, deci bagă hack-uri, sau mai știu ce alte jocuri de astea care sunt competitive, știi? Dar nu mi se pare corect. Nu este corect sub nicio formă. Dar zic că de asta și bagă hack-ul. Deci ăștia nu rezolvă nimic. Exact, dar aici pentru ce ți-l bagi, ce vrei să rezolvi? Păi, dar voi vă gândiți că există hack pe Roblox și sunt oameni care folosesc așa ceva? A, și pe Roblox, da. Frate, Roblox. A, păi pe Roblox, chiar că n-ai ce să faci cu hack. Adică ce faci cu hack? Da, e nasol, că m-a prins între platforme și e super nasol. O platformă e în sus la mine. Nu știu dacă am șansă, că oricum... E super nasol. Hai că am ajuns până la urmă, dar a fost super nasol poziționarea, pentru că tot stăteau platformele numai în sus, nu puteam să merg. Gata. Calificat! Da, deci aici e după noroc dacă reușești, dar ia iurea că avem hacker în joc. Da, aici dacă îți dă rundă de asta așa, nici nu vei reuși gen hexagon și alte nebunii. M-am calificat. Chiar vorbeam cu cineva care se joacă destul de des Fall Guys și mi-a zis că din 5 meciuri a întâlnit hacker. Și practic tu, în momentul în care ai un hacker în echipă,
ce poți să faci? Adică nu e ca și cum, doar dacă dă fail, pentru că din ce mi-au spus ei mie la episodul anterior de Fall Guys, ăla nu i-a dat ban în timpul jocului, ci nu. A dat fail omul. Deci omul are hack și el dă fail cu hack. Da. Dacă el dă fail cu hack, atunci ai o șansă, știi? Dar are avantaj foarte mare că el poate să zboare, adică gândiți-vă că el aici se ridică, se ridică până sus și duce la, la poartă, gata, a câștigat meciul. Exact. Adică, ce rost mai are, știi? Dar, nu, eu sper că o să dea fail hackerul, asta sper. Deci e ăla cu pisică, nu? Cu skin de pisică. Da, ăla full pisică. Ăla da, crezi și eu băiatul. Uite, e în spatele meu. Crezi și eu băiatul meu că ai bani de pisică dacă zbori. Ia uite-le. Ia uite-le. Ai cam bine înțeles. Așa. Frumos, foarte corect. Ai cam înțeles-o și pe asta dacă e. Să activezi codul ăla. Da, 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 ce să mai zic. A, am activat codurile de pe cap, să vedem poate reține. Ai fost eliminat? De ce? Nu și-a picat, probabil. Am activat codurile de pe cap, să vedeți dacă vedeți codul la skin-ul ăla. Hai, că săriți toți în capul meu, dă, mă, ați nebunit. Sper să vadă cineva codul ăla. Bă, dar la noi se vede codul. Uite că-l văd, e acolo. Bă, ăsta să vezi că nu ne lasă să trecem. Hai, mă, frate, mă, că uite, vrea să ne încurce să nu trecem. Uite ce face! E probabil că vă împinge pe toți. Uite ce face! Când, ce cod are? Uitați-vă repede ce cod are, ca să-l trimit la developer, că am contact cu ei direct. 3224 cred că e. Dar scrieți în comentarii dacă îl vedeți mai bine, că îl trimit direct la dev. 3224. Nu se poate, mă. Bă, dacă îți bagi hack-ul să câștigi tu, bravo ție, ok, whatever. Bă, că îți bagi cu, dacă îți bagi hack să încurci pe alții să piardă, mi se pare... De toată jena, mă, frate, deci sincer. E josnic, adică deci, mi se pare de josnic, mi se pare de toată jena să-ți bagi hack ca să-i încurci pe alții, mă. Deci tu, asta e treaba ta, asta. Uitați-vă la el, da? Uite ce face. Uite ce face. S-a dus acolo, a picat la finish fără să vrea. Că altfel vă împurca pe toți. A picat? Nu, s-a dus la finish, a câștigat. Am înțeles, a câștigat. Dar tu, pisică, unde ești? Foarte corect omul, probabil că asta face și în viață, atât de corect e. Care ești tu, pisică? Nu te da, văd. Da, am câștigat. Câștigat, bravo. Da, deci, ce poți să faci, mă? Asta e cu hackerii vieții. De fapt, sunt cheateri. Ăștia, bine, cheateri, acum în 2020 hacker, dar ideea care-i? Ăștia de la Fall Guys au spus că au rezolvat problema cu hackerii și că ăștia și-au bani după ce astea. Păi eu nu cred. Deci eu nu cred. Eu cred că n-au rezolvat nimic. Ele, îți dai seama. Deci eu cred că ăștia n-au rezolvat nimic și noi încă avem hacker la greu. Ok? Da. Eu asta cred. Dar 3224 este că 3224 l-am văzut și eu, Hai să vedem ce se întâmplă acum, ce să fac? Ce o fi? Acum o să fie runda finală. Sper să fie în avantajul nostru, știi? Dar dacă e ceva gen orice e runda finală? Totul. Nu e runda finală asta. Nu e runda. Dar fii atent că asta o să zboare la final. Și o să, știi ce o să fac? O să ne împingă de pe astea. Hai să vezi. Da. Da, mă, ce să faci? Și a băgat hack-ul și a făcut treaba praf. Dar lasă că se întoarce roata pentru el, să zic așa. Păi, bineînțeles. Ia uite. Ia uite-le. Uite-le. A picat. Uite-le el ce face. Uite-le el ce face. Tu țări ce cod ai? 1222. 1222. Eu sunt singurul unicorn de aici. Ia uite. Mă, prietenaș! Care-i, mă, plăcerea, mă, să faci așa? Zici și mie, ca să știu. Care-i plăcerea? Da, nu știu. Am fost eliminat. M-am calificat. Da. Oricum, la final n-ai șanse împotriva lui ăsta, adică... Nu știu, sper să nu mai țină hack. Mamă, câți au fost eliminați? 6 la final, destul de puțini la final. Da. Avantajul. Da. Bine, avantajul el oricum ar fi, că oricum dacă ia aia de să-nvârte, el se sus. Păi mai prinde-l pe ăla. Da. Ia, sper să-mi fie aia de să-nvârte. Oh my god. N-ai șanse. Dar n-ai șanse, el o să stea sus, nu o să-l împingă nimic. Și o să vină la tine, pe aia să te împingă de pe platformă. Da. Să vezi. Deci nu să cred vezi că poate și la ăsta. Da, el, există. El are nevoie să stea undeva și dacă îl împinge chestia asta. Da, sunt pe el, mă, păi nu, uite-te, o să vezi ce o să facă. Uite. Vezi, se împinge în ceilalți ca să... Oh. Ia uite. Aoleu, cât sare ăsta! E sus! Am zis! Uite-le, uite-te la el ce face.
Da, capitane, concentrează-te, că poate greșește și pică. Nu are cum să greșească, mă, că uite-te unde stă. Adică s-a pus acolo, efectiv, n-ai ce să-i faci. N-ai... Da, o să câștige garanția. N-ai șanse. Și după aia te întrebi, oare cum a făcut ăsta schimb de pisică? Păi uite cum a făcut. Pare hack și omul își bagă hack. Că știi, care-i faza? Că ăștia ziceau că da, da, dacă te joci cu un hacker își ia ban după ce termină meciul. Ai, pe bune? Păi și atunci cum și-a luat el schimb de pisică, să-mi spune și mie? Da, nu, asta e chestia. Cum și-a luat schimb de pisică dacă îi dă bani? Îți faci 10 win-uri, 10 coroane. Vă zic eu, jocul ăsta n-are niciun anticid, nimic. Da. Îți bagi hack, nu ți se întâmplă nimic, nu-ți dă nimeni bani. Da, dar mă gândesc că v-a foarte mult, din punctul meu de vedere. Păi, dar n-ai cum să... Tu supraviețuiești, dar și el supraviețuiește, el nu face nimic. Nu, mă refeream la joc în sine, pentru că playerii se cam satură de... A, da, da, păi dacă știi? Nu o să, dacă n-o să rezolvi problema cu hackerii, probabil că nu o să aibă durată lungă de viață, sincer să fiu, corect, adică... Corect. Hai mă, caz, mă, apasă pe un buton greșit. Fă da, ceva cu viața ta, copile! Chiar nu știu ce să zic. N-are, mă, cum să... N-are ce să greșească, el zboară. Îi alunece degetul de pe asta, eu știu. El zboară. Adică ar fi fost, bă, ar fi fost fun finala asta dacă nu era ăsta. Sincer. Da. Dar așa. Nu dai seama. Așa? Ce să? Ce? Hai, ce poți? A, m-a ținut ăsta. Ai căzut? Dacă m-a ținut ăla și am picat amândoi. Să vedem. Spectate. Hai să vedem cine va câștiga. Efectiv pierdere de timp împotriva tine. Da. Da, știu. I-am făcut oricum un print screen. Ce print screen? Am video cu el direct. Îi dau video la developer. Uite-te la el ce face, vrea să-l împingă pe ăla, uite-te. Auleu, doamne. Uite, uite ce face. Vezi? Da, văd. Uite, orice uite. Ar fi, el tot se ridică. Da, păi nu, el nu poate să pice, uite, ai văzut? Da, foarte corect, domnule. Developer, pisicuță. Sper să rezolv problema, că nu e ok. Nu e ok deloc și n-ai cum să câștigi împotriva unuia de ăsta. Imposibil. Da. Și nu e corect. În opinia mea nu e corect. Dar poate dacă o să dau videoclipul ăsta la developer, o să vadă și poate o să rezolve problema. Cel mai probabil nu o să rezolve, dar... Bineînțeles. Dar da. Bun, ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa! Pa!